Ani trec, clima se schimbă, jocul Keep Cool e tot mai actual. Salut! Eu sunt Gabi din echipa jocului Keep Cool din Moldova și noi cu colegii am creat acest video pentru cei care s-ar putea să aibă nevoie de el. Video-ul va avea două părți. Prima e dedicată regulilor. Ce și cum se întâmplă. Iar a doua, bonus, constă din recomandări adunate din noi, cum să creați experiențe educaționale cât mai valoroase cu ajutorul jocului și pe ce greble mai bine să nu călcați. Deci, regulile sau procesul de joc. Acesta începe cu o masă setată. Harta. Am plasez pe ea cuburile negre și verzi, numărul iau din fișele regiunilor, cifrele la start sau din cartea de reguli. Fișele regiunilor. Le pun în jurul mesei și în ele, în prima celulă, câte un cub de culoarea respectivă, negru, verde, roșu. Carbometru, îl umplu cu șaibele jetoanele până la linia de start, în zona albastră, nu mai sus. Asta durează cel mai mult. Cărțile fenomenelor climatice le amestecăm și le punem cu fața în jos. Cărțile cu obiectivele politice, dacă le folosim la joc, tot cu fața în jos. Zarul, restul cuburilor și șaibelor rămân în cutie sau pe masă, o numim rezervă comună sau bancă. Și deja poster cu regulile de joc pentru moderator și pentru jucători. Ordinea aranjării nu-i bătută în cuie. Faceți cum vii cu mod. Important să nu scăpați prin element esențial. Toate acestea se poate dearanja repede în prezența grupului sau chiar de implicat jucătorii în aranjarea cuburilor și pregătirea carbometrului, explicând totodată ce înseamnă fiecare. De exemplu, fiecare din regiunile voastre are un număr anumit de fabrici, adică cuburile negre și verzi, și le puneți pe hartă. Dacă n-ați avut multă practică sau de mult n-ați condus jocul, mai bine de făcut asta din timp. Este! Jocul începe cu repartizarea rolurilor. Cine și ce regiune va reprezenta? SUA și partenerii, Europa, fosta Uniune Sovietică, noile țări industriale, țările în curs de dezvoltare și OPEC, Organizația Țărilor Exportatoare de Petrol. Dacă sunt mai puțin de 6 jucători, se joacă cu mai puține regiuni. Dacă mai mult de 6 persoane, atunci se formează echipe pe regiuni. Nu recomandați să fie mai mult de 2 persoane în echipă. Regiunile se împart aleatoriu, fără ca participanții să le vadă. Putem folosi foițe suplimentare care să fie trase de participanți, mai ales dacă sunt mai mult de 6 persoane. De exemplu, eu mă strădui să fac asta înainte ca toți să se așeze la masă, ca jucătorii deodată să se poată să așeze unde trebuie, în loc să trebuiască să se mute. Pentru a câștiga, jucătorii trebuie să atingă 2 obiective, unul economic și unul dintre cele 2 politice. În primul rând, obiectivul economic, care diferă de o regiune la alta. Acesta poate fi găsit pe fișa regiunii, sub denumirea ei, și se referă la numărul minim de fabrici, care ar trebui să posedere delegația în regiunea ei, pe harta lumii. Observați că pe hartă deja sunt niște cuburi fabrici, starea inițială a economiei la fiecare. Aceste cifre tot pot fi găsite pe fișă, acolo unde scrie start. Un pic de context, de ce anume așa număr de fabrici la fiecare? Situația economică de pe harta jocului ține să se reflecte situația economică în realitate. Zona albastră, de unde pornim jocul, este începutul anilor 2000 și deci starea economică a diferitor regiuni este corespunzătoare. De exemplu, noile țări industriale încep cu 3 fabrici negre și o fabrică verde și pentru a câștiga ar trebui să aibă minim 10 fabrici în total, în regiunea lor. Apropo, vedeți că pe fișă scrie doar cifra, nu contează culoarea, pot fi toate negre, toate verzi sau verzi și negre. Nu are importanță. Sunt luate în considerare și fabricile primite de la începutul jocului, însă nu și măsurile de protecție, adică cuburile roșii. Dar pentru procesul jocului, culoarea fabricii contează. Toate fabricile pe care le are o regiune îi aduc profit, cu care ea poate să-și cumpere fabrici noi. Suma e aceeași, câte 2 jetoane milioane pe o fabrică la fiecare rundă. Însă fabricile negre lucrează pe combustibili fosili, produc gaze de seră și contribuie la schimbările climatice. Așa că profitul pentru ele vine din carbometru. Curând povestesc și despre el. Iar fabricile verzi își iau energie din surse regenerabile. Și deci nu afectează clima, așa că profitul lor vine de la bancă, din jetoanele de carbon rămase. Înainte ca jucătorii să înceapă rundele, trebuie să se mai întâmple 2 lucruri. În primul rând, să primească bugetul inițial, din banca rezervă. SUA și partenerii, 3 jetoane de carbon, celelalte 2 delegații în direcția acelor decisornic, tot câte 3 jetoane, restul câte 4 jetoane fiecare. Apropo, jocul mereu începe cu regiunea SUA și partenerii și continuă în următoarele regiuni, în ordinea acelor decisornic. Așa că recomand această delegație să stea imediat la stângă, după moderator, să fie mai ușor de urmărit ordinea jucătorilor. Și în al doilea rând, să nu uităm de a doua condiție a câștigului, obiectivele politice. Pentru a câștiga, regiunea trebuie nu doar să aibă numărul minim de fabrici în zona lor de pe hartă, dar și să îndeplinească unul din cele 2 scopuri de pe carte cu obiectivele politice. Cărțile acestea se leagă aleatoriu, câte unul la regiune.
Important, dacă avem timp restrâns sau grupul joacă prima dată, putem să excludem cărțile cu obiectivele politice. Dacă totuși le folosim, atunci cum? Prima, spre deosebire de alte informații din joc, ele sunt secrete și nu trebuie arătate altor jucători. A doua, fiecare carte are două obiective, bazate ca și cum pe interesele lobby-ului puternic din regiune. Și spre deosebire de obiectivul economic, care se referă la fabricile proprii ale regiunii, obiectivele politice se referă la toată harta, atunci când Coates scrie tot, sau la anumite regiuni, și atunci ele sunt menționate. Deci realizarea acestor obiective depinde de numărul minim sau maxim de fabrici sau măsuri de protecție deținute de ceilalți. Cum înțelegem care exact sunt obiectivele? În primul rând, vedem la ce anume se referă. De exemplu, aici avem ecologiștii și numărul maxim de fabrici negre, la toți. Sau ajutorul în scopul dezvoltării, care se referă la numărul minim de măsuri de protecție în regiunile menționate, luate împreună, fostă Uniunea Sovietică, noile țări industriale și țările în curs de dezvoltare. Mai departe ne uităm, care ar fi acest număr minim sau maxim de ceva necesar pentru a învinge? El depinde de numărul participanților în joc. Pentru fiecare variantă de 3, 4, 5 sau 6 delegații, cărțile cu obiectivele politice indică numărul minim sau maxim de fabrici sau măsuri de protecție care trebuie să se afle pe tabla de joc pentru ca regiunea care are această carte să câștige. În carte din exemplu, dacă joacă 6 regiuni, atunci jucătorul sau jucătorii care au tras-o trebuie să ia în considerație numere din coloana din dreapta, în dreptul numărului 6 din stânga. Astfel, ca să câștige, trebuie să fie maximum 7 fabrici negre pe întreaga tablă de joc, sau minimum 9 măsuri de protecție în regiunile indicate. Dacă joacă 5 delegații, atunci obiectivele lor ar fi maximum 6, minimum 7 respectiv, și tot așa. Și apropo, e ok dacă participanții nu înțeleg deodată toate acestea. Eu îi sugerez să înceapă să se joace, orientându-se la obiectivul economic. Nu doar că el e mai clar, dar este și prima condiție pentru a câștiga. Și deja după un cerc sau două de joc, se poate de revenit la cărțile trase, când participanții deja au văzut cum se schimbă lucrurile pe hartă, ce înseamnă măsurile de protecție și așa mai departe. Deci, începem jocul! Jocul începe mereu cu regiunea SUA și partenerii, pentru că istoric această regiune dictează cursul economic global. Și deja după ei merge rândul altor regiuni, în ordinea acelor de ceasornic. Ce se întâmplă când este rândul unei regiuni? Sunt 4 pași de bază. Jucătorul sau jucătorii aruncă zarul pentru a afla dacă se întâmplă sau nu careva consecințe ale schimbărilor climatice. Obține profitul de la fabrici existente în regiune. Acționează, cumpără, demolează, inovează sau ține un discurs. Și clima se restabilește. O leacă. Acum o să trecem prin acești pași în detaliu. În primul rând, se trage o carte a fenomenelor climatice și se anunță în voce despre care fenomen este vorba și care regiune poate fi afectată. Sunt câteva tipuri de cărți de fenomene climatice. Cărți de catastrofe climatice care vizează o singură regiune, cărți de fenomene climatice care afectează toată lumea și fenomene climatice pozitive. Să trecem prin ele și să explorăm cursul jocului. Deci, tragem o carte și vedem că acolo scrie, de exemplu, uragan în Florida, scris sus, și după culoare și după scris jos, vedem că ar putea să fie afectați SUA și partenerii. Apoi vedem care e probabilitatea ca acest fenomen să se întâmple. Cum înțelegem asta? Probabilitatea depinde de cât de tare s-a încălzit planeta, ceea ce ne arată nivelul jetoanelor în carbometru, segmentul albastru, galben, portocaliu sau roșu. Respectiv, fiecare carte indică numărul pe care poate cădea zarul. 1-3, 1-4, 1-5 și 1-6. Astfel, cât mai jos coboară nivelul carbometrului, adică cât mai tare se încălzește planeta, cu atât mai mare este probabilitatea ca un fenomen climatic să se întâmple. Și mai mult decât atât, dacă nivelul din carbometru coboară în zona galbenă și mai jos, în zona portocalie sau roșie, la fiecare rundă extragem câte două cărți ale fenomenelor climatice. Adică există probabilitatea că se vor întâmpla două fenomene climatice în același timp. Deschidem una, o rezolvăm și pe urmă alta. Haideți să vedem. La începutul jocului, nivelul din carbometru este în zona albastră. Planeta încă nu tare s-a încălzit. Vă amintim că jocul face legătură cu realitatea anilor 2000. În zona albastră, fenomenul se întâmplă dacă cifrele pe zar sunt între 1 și 3. Și nu se întâmplă dacă sunt între 4 și 6.
Соши партнерей арун казарул касовидем, так сценарио индикатен карте ва авиалог. А казудой? Упс, син пимпло. А тонч видем чес крие суб пробабилитате. Каре сума прежудичилуй, че треба акитати ла банка? Прежудичил? Треба акитати медиат. Фараш тептапы на осовина профитал дела фабрич. Дару амени держа суфера, а у него одежу тор урчент. Шевидент, ну поть фача экономия, пыну нутелену ритку консчентили катастрофей. Так реджиуня на рибань с вечень сломыны. Суд катива опцион. Уна, с чару ажутор дела алций. Ку проченте, фэра проченте, саукер ажутор не рамбурсабил. Лежа кум син целек, депинди дуар дежу катори. Модератору, сау модераторя, ну се облига, с тин кон дин целеджили жукатори лор. Сау са импуны, сидя, сау са нторка баней. А доу опционе, есть ка уна, сау май мулти фабриджи дин реджиуне, с фи конфискати ди банка. Ин скимбул, лак эти доу житуани дин резерва, пи кар реджиуне пати селифу осяска, пентру суппорта келту еле прижудичилуй. Реджиуне пати саляга куларя фабриджилор, лакари сен ренунти. Ультима опционе, дак реджиуне, ну май фачи фаца прижудичилуй. Нари суфишиенц бань, нимень ну ажута, ари дору сингуры фабрика. Есть ка ачей жукатор с дивины рефучати климатич. Ультима фабрика есть конфиската. Реджиуне фалиментяза, рамыни фаре экономии, штеч нума есть потребиты пентру афилукуита. Бонусули, дак сунт, вар тречи ди акумы наинти ин резерва кумуна, яр популация, адика жукаторий, седук ин реджиуне каре дитине чили мои мультифабрич, деварича ачаста есть ча мои богатые реджиуне. Дак и экзисте о сингура астфил ди реджиуне, я требую соплатяска рефучатилор, чинч ритуани ди карбон. Дак сун доу сау май мулти реджиунь, ку ачеваш нумар мари ди фабрич, атонч ачестя требуй соплатяска кати трей житуани фейкари. На мили казур, бани требуй платить имидиат, кен дак реджиунь ли богати, ну ляу ламынны. Дак и нари бань ли кись, реджиуня богата, требуй сам промути бань, дак ари ди лачини, сау са шлики дези фабрич. Май ди парти, шу катори рефучиать пот. Фей са яс один жок, ш са дивинный обсерваторь пасив, казан кари бани дотурати честера, ворфи прилуать ди катри банка, фея са адоптион рол актив на нового лор реджиуне газды. А тон чей пастрязы бани, шпот са ждезволти экономия пи территорию газды, нкол бы рарик уже который дякол, са он параллел. Импортант. Ча мой богатый реджиуне, сау реджиунь, ну пот са рефузи са акчепти рефуджиати, ш сплутяска бани. Рефуджиати вин, шигата. Окей, ревеним локаль цели феномене лор климатча, финка май сунт, инка дикатива типурь. Каре аффектязы питоть. Кумарфи, ди экземплу, пьердзер агрикули глобали. Так сценарий ли индикате, аулок, а туч, тот ау пьердзер, что ти требуй сплутяска. Ку экчепция челор, каре сау протяжат. Кум жукаторий пот се протяжези. Ей пот скумпери, кубрли роши, адик масур де протекция, ша адаптаре. Фейкари масур де протекция, ледучи прижудичил кун жетон. Ш маймул де кататыт, масур ли де протекция, ну диспар, а туч консендым блун катаклизм, дарамын континуари пихарта. Инса жукаторий по цели кумпери до аратунчкан для вини рынду. Курн дажунчим шила часто акциуни. Масоли де протекция, инса, ну сунт релевант, а тунчкан синтымпла феномене позитиве пентру экономии. Да, сунт ша семня ситуаций. Так и феномен у синтымпла, ног де прижудичу, а сагасить пихарта, номер у держитуани, пикар реджиуня визата, требуется примяска дела банка. Ди экземплу, спорира причпитателор на Африка де суд. А ди кариджиуня сарпутяс примяска плюс уму, цел плюс доу житуани дела банка, финка сар путя сайба о рады мои буны. Сун шикарску феномене, карину из консичинцы, али скимберлор климатича, дар пуши симплу синтымпла, шли инфлюенциаза, ирупция вулканика, ши интенсификари активитети соларе. Дака паре карте ко ирупция вулканика, карбометру есть комплектат ку новой житуани дин резерва. Жу которой арун казар ул дидо уор, кум едикат пи карте, ши фикари пун депизар есть эквивалент кун жетон. Диче? Кын вулканы рупи, се элибинная атмосфера правши скрум, блокант радиация солары, что продучил на эффект темпорар дирачири. Добо фейкари рубцы вулканика, то ати карцели феномене лор климатича, че лекари держава фост экстрасе, че лекари нкану, треба мистикати, ши пуси пи масса дин ноу. Интенсификари активитети солары, аре он эффект опус, лафел, зарвался арунка ди до уор, анце житуан ли сун скуаси ди пи карбометру, ши пуси ин резервы кумуна. Финка планета, синка узерти майтари. Но почему вот за фачку консчинсили скимберли лор климатича, обтянем профиту, дело фабрич или экзистенции на регионе. Кти доу житуани де карбон, пентру фиекаре фабрика. Дар ка пентру чели негре, скуати де пи карбометру, дар пентру чели верс, дин резервы. Экземплу. Ной ли цер индустриали, ау трей фабрич негре, де че трей, ну мулцит ку дой, шаси житуани де карбон дин карбометру. Шо фабрика верди, деч доу житуани де карбон дин резервы, опт житуани ин тотал. Фоста уния советика, шо ОПЕК, ар путя авиа профит суплементар, даторите бонусы роланутати пи фиши.
У примеск соус соличте, а тончкан есть у рынду лот инжок. Финдон мари экспортатор де комбустибель фосиль, ОПЕК, примерте кити он жетон де пикарбометр, пентру фикари трей фабрич негре, а лечер лот те экипе. Чифра финдо тончите и минус. Де у фабричи ли пропри, ОПЕК ше аша опцини, кити до жетон де карбон пер фабрика. В основном советика, реномита де семене пентру экспортал де комбустибель фосиль, поэти соличта де ла регионили Европа, шноэ лицер индустриали, кити он жетон де ла фикари, ла фикари рунда аса, atâta timp cât fiecare din acestea au mai mult decât două fabrici negre. Fosta Uniunea Sovietică nu e obligată să facă această solicitare, dar dacă o face, de o una dintre aceste regiuni sau de o ambele, Europa și noile țări industriale sunt obligate să-i ofere jetonul. Dacă, să zicem, Europa refuză, atunci se demolează una dintre fabricile lor negre și un jeton e transferat la Fosta Uniunea Sovietică, iar al doilea rămâne ca restul la regiune. Atunci când numărul fabricilor la una dintre aceste regiuni scade la două și mai puțin, Fosta Uniunea Sovietică nu mai are dreptul să solicite de la ea jetonul. Iar țările în curs de dezvoltare au un bonus mai deosebit. Nu primesc bani în buzunar, dar sunt unica regiune care poate adăuga jetoane de carbon pe carbometru. Ei pot spune moderatorului să adauge până la 3 jetoane din rezervă pe carbometru sau invers, să scoată până la 3 jetoane de pe carbometru în rezervă. Pentru a se hotărâ asupra opțiunii celei mai prielnice, această echipă are dreptul de a solicita susținere financiară din partea celorlalte echipe sau de a ridica alte condiții. Nu, dacă voi uitați de datoriile care le-am eu o spun toate trei. Nu, mersi. Dar dacă nu o să scot. De ce? Pentru că, printre alte practici, care pot influența situația pozitiv ori negativ, ei pot defrișa sau restabili păduri. Acum, jucătorul sau jucătorii, dacă sunt mai mulți într-o regiune, pot să acționeze, să cumpere fabrici negre sau verzi sau măsurile de protecție, să pornească o inovație, să demoleze sau să vândă careva din fabrici existente, una sau mai multe, sau să țină un discurs. Cum se fac achizițiile? Prețul la fabrici și la măsuri de protecție este diferit la fiecare regiune și se găsește pe fișa regiunii, sub cubul de culoare respectivă. Jucătorii trebuie să achite numărul indicat de jetoane la bancă și atunci din rezervă se ia o fabrică sau o măsură de protecție și se amplasează pe harta în câmpul potrivit fabrici negre, fabrici verzi sau măsuri de protecție. După fiecare achiziție, cubul de pe fișa regiunii, care indică prețul, se mișcă căsuțul la dreapta, indicând astfel prețul pentru următoarea achiziție. Prețurile la măsurile de protecție cresc cu fiecare achiziție, iar la fabrici pot scădea. Astfel, atunci când se procură mai mulți fabrici sau măsuri de protecție deodată, prețul pentru fiecare se verifică separat. De exemplu, o fabrică poate costa 10 jetoane de carbon, iar următoarea deja 9. Jucătorii pot scădea prețul la fabrici mai repede, cu ajutorul inovațiilor. Regiunea, al cărei este rândul, își declară intenția de a efectua cercetări în domeniul tehnologiilor verzi sau negre. Trebuie de adunat în total 7 jetoane și de alechitat la bancă. La această investiție pot participa mai multe echipe, însă regiunea inițiatoare este obligată să facă prima contribuție. De exemplu, eu vreau să fac inovații în fabrici verzi, pot să investesc atâtea jetoane, cine mai vrea să participe? Odată ce suma este adunată și transferată la bancă, toți cei care au contribuit pot muta cuburile care ridică prețul la fabricile respective cu două poziții la dreapta. Dacă este cineva care n-a participat, regiunea care a inițiat inovația are dreptul de a decide dacă și țările care n-au contribuit financiar la inovație pot beneficia de pe urma acesteia și dacă le se impun anumite condiții. Cu părere de rău, prețul la măsurile de protecție nu poate fi scăzut în așa fel și în genere nu poate scădea, doar crește. Dacă jucătorii unei regiuni, din oarecare motiv, doresc să scape de una sau mai multe fabrici, acestea pot fi vândute la bancă, lichidate. Jucătorii își anunță decizia, fabrica este luată de pe hartă și jetonată în rezerva comună, iar jucătorii primesc două jetoane de la bancă. Prețul fabricilor de pe fișa regiunii nu se schimbă, cuburile de preț rămân pe loc. Totodată se poate de vândut o fabrică alte regiuni sau de o procurat de la altă regiune. Însă, pentru tranzacțiile cu fabrici între regiuni, deja vânzătorul trebuie să achite la bancă câte două jetoane de carbon pe tranzacție. Unul pentru diferențiarea fabricii și unul pentru transport. Și pe lângă toate aceste acțiuni, jucătorii pot ține discursuri. Fie legate de acțiunile lor nemijlocit, dacă au nevoie de bani, dacă vor să pornească o inovație, fie cu îndemnuri sau sugestii față de comunitatea globală. Și ultima acțiune, din fiecare rundă. Odată ce o regiune a acționat sau s-a abținut de o acțiune, este recuperarea crimei. Acesta ar însemna că oceanele, pădurile și solurile absorb o parte din dioxidul de carbon produs de activitatea umană. Cum se face asta? La carbometru se adaugă un număr de jetoane din rezervă, în funcție de starea climei în acel moment.
плюс он жетонен сегмент албастру, плюс два жетонен сегмент галбин, плюс три жетонен сегмент портокалив, и плюс два жетонен сегмент рошу. Здесь вот партипанти кредка части цифры се реферила номеру в декерт, але феномене вот климатическая скласи ла фейкаре рунды. Уна, два, три, ну. Ну се реферила керт. Дуар ла номеру в дежетоне, каре се адауга на тимпу рекуперарей клими. Дар, dacă nivelul carbometrului scade până la segmentul portocaliu, pentru prima dată de la începutul jocului, toate cărțile schimbărilor climatice, cele deja extrase, precum și cele rămase, sunt adunate, amestecate și plasate din nou pe masă. Când și cum se termină jocul? Fie cineva câștigă. Nu are importanța cui este rândul în joc. Când o regiune are obiectivul economic și unul din cele două obiective politice atinse, simultan, jocul se consideră încheiat. Poate câștiga și câteva regiuni în același timp, de exemplu, dacă au avut același obiectiv politic. Totodată, jocul se încheie. Dacă carbometrul rămâne fără jetoane, sau dacă nicio regiune de pe tablă nu are mai mult de două fabrici, de orice culoare. În așa cazuri, toți participanți sunt considerați învinși, fiindcă activitatea economică de pe planetă a devenit imposibilă din cauza schimbărilor climatice. Cam asta cu regulile de bază. Pentru mai multe situații și întrebări, vă invităm să vă adresați la secțiunea Întrebări frecvente din Cartea de Reguli. Acum v-am pregătit și un bonus. Recomandări de practici bune și, din contră, cum mai bine să nu facem, în calitate de moderatori și moderatoare. În primul rând, avem grijă să nu îndreptăm participanții spre salvarea planetei. Îi lăsăm să facă greșeli și să distrugă clima, dacă asta e ceea ce vor să facă. Pe de-o parte, adevărul este că, atât în joc, cât și în realitate, de fapt, ne interesează, anume supraviețuirea omenirii. Planeta va exista și fără noi. Dar și mai important, ca jocul să aibă impact, participanții trebuie să dorească să câștige, să nu pretindă să fie verzi. Iată, am salvat planeta, suntem bravo, suntem verzi, mai departe ce? 2. Încă o direcție unde s-ar putea să fie trași participanții, asta atunci când acordă prea multă atenție denumirilor regiunilor și asocierilor cu ele. Pe departe, acestea, evident, au legătură cu harta globului și cu realitatea noastră. Dar totodată e bine să ținem minte că aceste 6 regiuni nu sunt blocurile politice sau militare, ci reflectă similaritatea pozițiilor față de schimbările climatice, care au evoluat în baza condițiilor economice, sociale și climatice. Aici e o linie fină. Pe de-o parte, e de dorit ca participanții să intre în roluri. Dar conotațiile acestui rol și felul în care este jucat și interpretat nu trebuie să fie impus de alți jucători. De exemplu, cineva ar putea să spună Rusia sau Uniunea Sovietică în loc de fostă Uniunea Sovietică. Recomandăm să-i corectați conform denumirilor oficiale din joc. Aici contează și ce atmosferă creăm, cum începem jocul. S-ar putea să se întâmple ca cineva să nu vrea să se joace pentru o regiune anumită. Aici putem să-i amintim că în acest joc tu iei deciziile pentru regiunea pe care o reprezinți. Nu-ți place ce face fostă Uniunea Sovietică în realitate? Acum deciziile sunt în mâinile tale. Ți invit să vedem cum ar putea să fie altfel. Și desigur, chiar la prezentarea regiunilor la început de joc, e bine să atragem atenția că fiecare regiune cuprinde mai multe țări, nu doar acelea la care sunt cele mai puternice asocieri. Europa nu e doar Uniunea Europeană. S-a și partenerii cuprinde și Australia, Japonia, Norvegia. Iar fosta Uniunea Sovietică nu e doar Rusia, dar și Moldova, Ucraina. 3. Avem grijă de formulări. Nu doar ce spun participanții, dar și ce aud ei de la noi. Să nu-i spunem ăștia săracii sau Africa în loc de țările în curs de dezvoltare. Și, desigur, să nu dăm voie la ideile principale din joc să se piardă. Cine-i de vină că sunt înghețuri în Europa? OPEC? Cadat cu zarul? Fenomenele climatice se întâmplă nu din cauza cifrelor de pe zar, dar în dependență de starea climei. Deci, nu spunem că înghețurile în Europa se întâmplă fiindcă OPEC dă rău cu zarul. Dar înghețurile în Europa se întâmplă fiindcă ne aflăm în zona galbenă și aici probabilitatea și efectele cataclismelor se măresc. Și tot aici, important cum numim cuburile roșii. E mai bine să le zicem măsuri de protecție, măsuri de adaptare și nu asigurări, fiindcă avem nevoie de imaginea acțiunilor reale. Plantarea fâșiilor forestiere, crearea lacurilor de acumulare, crearea sistemelor de araș burete, folosirea practicilor prietenoase mediului în agricultură, anume acțiuni reale. Nu bani achitați la o companie de asigurări care îți compensează daunele în cazul unui cataclism. Măsurile de protecție reduc impactul schimbărilor climatice, reduc suferința de o secetă sau de o ploaie torențială. Nu anulează fenomenele în sine, nu anulează schimbările climatice, doar te protejează. Cum ți-ar proteja o umbrelă de o ploaie, dar oricum plouă, sau cum o plasă antigrindină ar proteja livadă, dar grindina oricum cade. Ne dorim ca participanții să facă aceste conexiuni. Cum anume facem față schimbărilor climatice la nivel local? Ne adaptăm și ne protejăm. 4.
Nu supra încărcați participanții cu detalii tehnice, așa cum sunt prezentați regulile în cartea de reguli sau în acest video. Cum ar putea arăta o introducere în joc într-un joc real? Bine ați venit la masa de jocul Keep Cool, unde fiecare din voi o să reprezinte una din regiunile cheie ale lumii. Probabil deja ați văzut denumirile, dar haideți să le vedem pe hartă. Deci aici, la masa noastră, avem soașii partenerii. Iată, poftim fișa voastră. Și le găsim și pe hartă culoarea albastră. Mai departe avem Europa cu culoarea mov. Avem fostă Uniunea Sovietică, culoarea verde, iată aici se găsește, țările în curs de dezvoltare, putem fișa voastră, țările tigre sau noile țări industriale, sunt culoare turcoaz, și OPEC, de culoare maro. Iată eu e aici. Cine știe ce e OPEC? Știți ce e asta? Nu. Da, țările care cu petrol. Organizația țărilor exportatoare de petrol. Culorele, da? Da. Da. Puteți vă găsiți pe hartă și puteți observați că pe hartă aveți niște cuburi, negre și verzi. Cum credeți, ce e asta? Fabrici? Da. Deci aveți fabrici negre și fabrici verzi și pentru a câștiga trebuie să vă dezvoltați economia. Asta e economia voastră din start, dar aceste fabrici pe parcurs o să vă aducă venit. Și din acest venit o să puteți în continuare să procurați fabrici noi. Pentru a câștiga, trebuie să aveți numărul minim de fabrici, care este pe fișa voastră, scris aici, iată, obiectivul economic. 10 fabrici la Europa. 6. Da, 6. La soași parținierii câte sunt? 12. Așa. Tot ce au găsit obiectivul economic? Da, 7. Da. Deci obiectivul acesta se referă la numărul de fabrici care trebuie să fie aici în regiunea voastră. Inclusiv cu fabricile care deja există aici, dar pentru acest obiectiv nu contează culoarea. Ele pot fi sau negre, sau verzi, puteți să demolați, puteți să cooperați. Am așa să ajungem la ele. Puteți să faceți orice doriți cu fabricile voastre, nu contează culoarea. Important, iată, să aveți numărul acesta minim. Da. Doar că culoarea fabricilor este importantă pentru supraviețuirea voastră. Că aici nu există doar economie, există și partea ecologică, și anume schimbările climatice. Iată, asta este carbometru, un fel de termometru pentru planetă. Și de aici vine profitul pentru fabricile negre. Fiecare fabrică scoate aici cățioleacă și dacă aici se termină jetoanele, atunci toată omenirea din joc moare. Deci da, trebuie să câștigați înainte ca să muriți. Străduiți-vă să nu măriți. Dar fabricile verzi vă aduc venit de aici, din Banca Mondială. Da. Așa că vedeți cum o să vă dezvoltați economiile și pe lângă fabrici pe hartă aveți și bugetul inițial. Am și vă-l dau. Deci, soași partenerii primesc 3 milioane. Europa primește 3 milioane. Vestul Nesovietică primește 3. Și următoarele 3 țări, deja câte 4. Și acum să începem jocul ca să vedeți ce se întâmplă. Acum soașii partenerii joacă primii. Vă rog să aruncați zarul ca să vedem dacă se întâmplă inundații în Europa Centrală. Nu! Nu vă străduiți să explicați fiecare regulă, umbriele, investiții, chiar de la început. Cel mai probabil oricum o să fie participanții care o să vă zică că n-au înțeles nimic. Mai bine de făcut o scurtă introducere cu elementele de bază, regiunile, de unde se iau banii, cum să câștigi și de început jocul. Multe lucruri, consecințele schimbărilor climatice, la ce ajută măsurile de protecție, pentru ce trebuiesc investițiile, devin mai clare pe parcursul jocului. În primele runde, nu veți fi să repetați regulile de fiecare dată când acțiunea ajunge la ele. De exemplu, în loc de 3 milioane, Europa plătește 2, pentru care are măsuri de protecție activă. Sau, acum SUA primește profit. Câte 2 jetoane din carbometru pentru fiecare fabrică neagră, deoarece fabricile negre folosesc combustibil fosil și contribuie la încălzirea globală. 5. Pe tot parcursul jocului putem împlinți o poveste, care o să ajute la crearea atmosferei tematice și de învățare. Același introducere poate sune ca un cuvânt de salut la o conferință dedicată schimbărilor climatice, adresată de către Secretarul General al Națiunilor Unite, sau varianta voastră. Orice acțiune poate fi comentată cu sens de către moderator. În loc să spunem, acum, la sfârșit de runde, adaug 2 jetoane de carbon în carbometru, fiindcă așa trebuie, putem să spunem.
Acum clima se recuperează, fiindcă pădurile, oceanele, solurile absorb o parte din dioxid de carbon produs de către fabricile negre. Sau se poate de întrebat participanții, de ce credeți că e așa? Care ar fi consecințele la această catastrofă? Inundații nu înseamnă trebuie să dau bani la bancă. Acestea sunt locuințe distruse, oamenii care posibil mor. Și atâta timp cât căutați de unde să achitați prejudiciul, oamenii suferă. Când demolați o fabrică, oamenii își pierd locuri de muncă. Construiți alta, ca ei să nu rămână în stradă. 6. Orice nu s-ar întâmpla în Chipcul, e ok. Omenirea a murit? E ok. Tot ce au construit fabrici verzi și au salvat planeta? Ok. N-am avut timp să încheiem jocul? Tot e ok. Important să reflectăm despre asta cu participanții și să reflectăm și noi individual, ca moderator sau moderatoare, dacă este ceva ce am face diferit în viitor. De aici ries încă două momente. 7. Avem grijă să fie suficient timp. Să rezervăm sau să solicităm 2-3 ore pentru o sesiune de joc. Întrebăm participanții la început cât timp au. Să ne asigurăm că nu încep să fugă grămadă chiar la mijloc de joc. Dacă sunt, de exemplu, la școală și autobuz. Dacă timp e puțin, omitem din start cărțile cu obiectivele politice, nu dăm voie la discuții să se întindă prea mult. Dacă nu se reușește să încheiem jocul înainte de ora când majoritatea trebuie să plece, încheiem jocul cu 5-10 minute înainte de acest moment și discutăm unde am reușit să ajungem. Facem o mini-reflecție. La fel, dacă vedem că majoritatea jucătorilor se plictisesc, jocul stagnează, nimeni nu se apropie spre câștig, la fel putem să propunem să oprim jocul și discutăm rezultatele. Și 8. Chiar dacă avem timp puțin, nu lăsăm jucătorii fără reflecție. Fără ea, valoarea educațională a jocului poate să se piardă. Pentru a ajuta să reflecteze, le putem oferi 4 întrebări de bază. Ce s-a întâmplat? Cine a câștigat? Cum? Ce s-a întâmplat cu numărul de fabrici negre? Ce s-a întâmplat cu fabricile verzi? Ce s-a întâmplat cu clima? De ce? Ce strategie ați folosit? De ce? Cum vă simțiți? Ce v-a făcut să simțiți în așa mod? Ce ați descoperit? Cât de conectat este jocul cu lumea reală? Ce seamănă? Ce este diferit? Care sunt fabricile negre sau verzi în viața voastră personală sau profesională? De ce aveți nevoie? Ce vă împiedică să aveți mai puțini negre și mai multe verzi? Luați ceva cu voi în viitor? Luați ceva angajamente noi? Foarte important de respectat ordinea întrebărilor. Deși primele două pot să schimbe cu locuri, în dependență de cât de aprins a fost jocul. Dacă vă prins de emoții, atunci începeți cu cum vă simțiți? Și la orice întrebare de bază, puteți ajuta participanții cu întrebări mai specifice. Cum v-ați simțit în calitate de regiune câștigătoare? Ce se întâmplă cu restul lumii? Cum vă simțiți în calitate de regiune care a devenit refugiații climatici? Cine a suferit cel mai mult de la consecințele schimbărilor climatice? Cum s-au întâmplat schimbările pe masă de joc? De ce ați început să vindeți fabricile negre? Din cauza consecințelor schimbărilor climatice sau pentru a le preveni? Pentru asta e util de observat și poate chiar de notat unele momente interesante din timpul jocului, ca în timpul reflecției să faceți referință la ele. Dacă nu vă ajunge timpul pentru toate întrebările, vedeți că aveți doar 5, 10, 15 minute, atunci puteți oferi doar întrebările cele mai esențiale. Ce ați descoperit? Ce luați cu voi? E de dorit să invităm participanții să se refere la ei înșine și să fie cât mai concret în răspunsurile lor. Nu, așa e mentalitatea noastră, sau trebuie să avem grijă de mediu, dar cât mai personal și concret. De exemplu, eu voi merge la magazin cu listă de cumpărături pentru a reduce risipa alimentară. Și un lucru foarte important. Atunci când vorbim despre fabricile verzi din viața personală, folosirea transportului alternativ, reducerea produselor animaliere în alimentație și altele, în majoritatea cazurilor ele, ca și în joc, nu salvează omenirea, atâta timp cât mai există multe practici, adică fabrici negre. Cele verzi doar nu dăunează, sau dăunează mai puțin. Pentru a schimba cu adevărat situația, trebuie să reducem numărul fabricilor negre. Să luptăm pentru o lume unde ele să fie reduse nu doar la noi personal, dar și la alții. Unde transportul public să fie mai atractiv decât mașina personală. Unde energia regenerabilă să fie accesibilă nu doar la cei care pot să-și permită. Și altele. Și ultima, ce ne dorim să vă spunem în acest video. Dar iarăși foarte important. Nu există metodă cea mai corectă de a modera jocul. Experimentați. Descoperiți stilul vostru. Învățați. Important să lăsați spațiu de învățare și pentru jucători, ca aceștia să poată să-și facă propriile concluzii. Ce ați recomanda voi altor moderatori și moderatoare?
Ce experiență ați avut? Scrieți în comentarii. Vă dorim jocuri captivante, reflecții productive și acțiuni concrete pentru combaterea schimbărilor climatice și adaptarea la ele. Pentru mai multe informații, adresați-vă la Ecovizio și la comunitatea moderatorilor și moderatoarelor KeepCool. Contactele noastre le găsiți în descrierea videoului.